Am telefonat de câțiva prieteni ai mei de la Cenacul, care mi-au spus că ei s-au decis că totuși trebuie să reluăm activitatea celui Cenacul, că merită să ne mai vedem. Adevărul e că ne mai vedeam așa din când în când, dar fără niciun fel de pretenții. N-am dat niciun fel de pretexte literare acestei întâlniri, ci doar amical. Și pus în fața acestei inițiative, nu puteam eu să descurajez, să spun, în fiți serioși, sunteți oameni serioși, aveți deja 40 de ani, 50 de ani. Mie mi-era ușor la vârsta mea și să dau sfaturi și să mă implic pe cineva, pentru că, teoretic, s-ar zice că și mai liber. Că nu sunt loc mai liber, cum speram, dar asta e. În urmare am acceptat ideea de a relua aceste întâlniri. Evident, urmând ca greutatea, ponderea Cenacului să o dea oferta tinerilor. Ședințele se vor desfășura la Universitate, la Facultatea de Litere în București și vedetele nu vor fi foștii membri ai Cenacului Universitate și actuali, ci vor fi cei tineri.